Bine ați venit la Stax TV sau Stax Trails, cum îi spunem noi atunci când mergem în natură. Am ieșit ca în prima zi de weekend, lunea, să căutăm un loc de campare mai aproape de București, pentru că vine vara și vrem să ieșim cu copiii, să avem și un râuleț și spațiu de joacă și nocturn, să avem de toate. Și am ieșit să prospectăm, să vedem ce am găsit. Vedeți în episodul ăsta. E 4x4 asta? Da, da. Ce motor are? 2.2, frate. 2.2 diesel? Diesel? Diesel, biturbo. Cât consumă? 8.9. 8.9, dacă te dai la ea? Dacă te lași pe ea? 12. Aha. Și ce are așa ea? Ce are? Are de asta de umbră? Umbră. Manual, nu electric. Că e Mercedes și eu când vin la Mercedes am manual, pretenții manual, mari. Manual. Da. Așa. Cort sus, două persoane. Ok. Jos, două persoane. Se întinde, se face pat și se jos. Se întinde frumos, canapea frumos. Ok. Iubetă, da? Aragaz 2, da. Hai să ne arăt, păi da, ne ție așa. Aici am stat, știu, am stat eu, nu e bine, vă zic eu. Aici avem o ghiuvetă. Da. Funcțională. Cu apă, cu tot ce vrei, cu frumos. Apă. Da, frumos. Iese și ăla de acolo? Nu iese, nu? Ai posibilitate de duș? Am duș în spate. Ok, ne arăt după aia. Două ochiuri. Două ochiuri. Fac omletă. Frumos. Dimineața, frumos. Sau cafea de aia, așa? Aragaz. Frigider. Frigider. Frigider, ok. Pahare de șampanie, spații vin, de depozitare, de toate, ok. Așa. Speciale care nu speciale, se trântesc, se închid, se ne știu ce, acolo e vesela. Vesela, frumos. Frumos, ok. Spații de depozitare, multe spații Linguriță, de depozitare. Furculițe, cuțite. Ok, acolo în spate ce e? Tot spații de depozitare în cutiuța aia.
Aici se faci pe urmărești. Dimineața se faci make-up-ul. Da. Bun. Să nu ieși, nu poți să ieși nefar de la filmă. Aici ții pernuțele sau ce vrei. Ce frumos! Pe frumos spre fericire, Sebastian Domozin Bach. Ok, frumos. Și sus aici cum te urci? Explică-mi aici cum dormi. A, tragi ăla. Ok. Faci frumos așa, bang. Tragi patul. Bang, ăla și în jos. A, și te bași pe acolo, prin față, nu? Și te bași frumos pe acolo. Și după aia tragi ceva acolo? Nu, nu. Rămâne gaură acolo? Rămâne gaură. Ok. Și ca să stai în picioare în ea, îl lași ridicat. Aha. Oh, are sus, are și trapă, nu? Are trapă sus, are lumină. Ia uite ce frumos de citit, poate să citești o carte. Cu tot, cu d-astea, da. Se închide, îți face întuneric. Dacă vrei să spui... Scaunele astea din față se întorc, să stăm față în față, nu? Da. Amândouă. Amândouă. Ok. Hai să vedem în spate aici, ce mai e în spate la portbagaj cum ar veni. Toaleta portabilă. Exact. Aici pui dușul. A, deci ca să-ți faci lângă mașină duș. Exact. Ok. Duș. Da, dușul. Te conectezi frumos acolo cu furtunul. Olei, te-ai conectat. Am înțeles. Bang, bang. Și faci duș aici. Faci duș aici. Dacă aveai și ceva să închizi, nici nu te vedea lumea. Cum ar veni, așa te vede lumea. Ok. Și aici doar se face pat, nu mai e nimic. Spațiu de depozitare. Exact. Vreau să te omoară. Era un pic panicat. Era, s-a speriat. Și aici ce avem tebică? A, să ne conectăm în camping la apă, acolo pui apă, rezervorul de apă și priză. Și priză. Pentru baterie. Cât te ține bateria? 3 zile. Deci ai fost 3 zile în afara zonelor și surselor de curent? Nu niciodată. Nu te-ai conectat la nimic. Și 3 zile reușești cu Webaston noaptea, da, da, și da, cu frigider. Și cu frigider. Și ți are două baterii, nu? Da. Parcă ceva de genul ăsta. Baterie. Cât a costat mașina? Câți kilometri are, din ce an e? 2018 decembrie. Decembrie, măi, adică e 2019, ați prins-o de alea de Berceni, e decembrie, adică dacă e 2019. Dacă întrebă cineva. Ai prins-o, știi? Așa, bun. Pleacă de aici, și am luat-o la un preț foarte bun, 50.000. Da, bun. Câți kilometri are? 100.000. 100.000 de kilometri, 2019, 50.000 de euro. Înțeles, e combinație. Pac, pac. Da, ai înălțat-o, că ai făcut lucru, nu? Ai înălțat-o, ai luat anvelope. Anvelope. Distanțiere la arc, că parcă ai luat arcuri mai mari și pe aia mi-ai pus și distanțiere, și nu? Distanțiere. Ok. Adică scuturi. Scuturi pe dedesubt, praguri. Ok. Da, da. Anvelope. Anvelope. Jantele mai mici un pic. Da, arată 19. Arată foarte frumos. Am pus 18. Ok. Da, da. Da. Haide, mă, să filmăm și aici la bord. Aici îmi place, de exemplu. Uite, dacă stai așa, aici, ia. Hmm? Așa. Lasă-i omului ușa deschisă, nu vreau să povestească. Nu vreau să povestească nimic. Vreau eu să spun că dacă stai aici în interior, totul este ca la un Mercedes de lux, cum Mercedes e clasa premium, și la varianta de campere, luxul se păstrează. Avem cotiere, avem aici Webaston, ne arată display-ul, joystick-ul de Mercedes, clar, volanul multifuncțional, butoane, tot ce vrei. Super tare. E și asta o variantă de mers în camping. E avantajoasă că ai 4 locuri, deci poți să doarmă 4 persoane dacă ești o familie cu 2 copii, este perfectă. Poate să meargă pe drumuri relativ, drumuri care nu sunt asfaltate. Nu cred că e nimeni nebun să meargă cu mașina asta la off-road și ceea ce înseamnă off-road în adevăratul sens al cuvântului. Și în rest mai luăm cadre noaptea, că Sebic are luminițe, are umidificator. Asta și te distrau. Auzi, mă, Sebe! Sebe, dar scaunele astea se dau în față să fie locurile normale sau se doar când le dai în față? Doar acolo stau. Astea? Le dai, le faci pat. Le tragi până aici scaunul ca să-l faci pat. Da, dar poți să stea în formă de scaun mai în față? Nu. Da. Da? Dacă vrei, da. Da? Care șinele poți să le tragi? Locurile... Care șină aici? A, și ai portbagajul mai mare. Exact. Faci tu un slow motion, mă? Da, tare. Tare. Cred că poți să le tragi și țin treci două bicicete în spate. Aia întrebam. Prinse. Marius, da, nu se suge ușa, mă. Aaa. Da, spune. Auzi, dar nu vrei să iei și... Zi, Paule, tu. Zi. Tu nu te auzi, de fapt, da? Da. Nu te auzi. Deloc? Deloc. Hai, mă, cum nu? Păi ia microfonul acolo, ia stativul. Iei stativul și vorbești la stativ. Da, și începe cooking show-ul. Adică o să gătească Paul și cu Măță, eu mă ocup de foc. Mă ocup de foc, de un cu un ochi la aragaz, cum ar veni, dar natural. Și Măță face niște lipii, Paul face humus. Am înțeles bine? Da.
Bine, n-am făcut niciodată nici lipi, nici frumos, niciunul dintre noi. Și o să vedem ce iese. Avem și ajutoare aici și avem, bineînțeles, internet. Internet. Dar tu nu te apuci de treabă? Eu nu știu, am voie. Dar bineînțeles. Auză? Dar noi facem foc aici? Eu fac. În spatele meu aici? Dar nu fac mare, fac mic, e ochiul mic. E un ochi doar mic. Lipi pentru Adana. Diseară mâncăm Adana kebab. Și avem nevoie de lipi. Iar acum eu pun iaurtul. Iaurtul. Iaurt? Băi, îl pune iaurt. Ia. Pun și apă. Eu explic în continuare aici, mă. 600, 200... Am uitat cât era. Humus nu mâncăm în seara asta, eu vă zic. Ia intră pe Globo, mă, vezi ce livrează aici. Noi aici când îți explicăm ce facem sau care? Da, mă, noi facem humus aici, gata. Adică hai, facem, speram să facem. Păi nu, teoretic da. Facem humus, practic vedem ce iese. Da. Asta se fierte deja, trebuie doar să le încălzim un pic. Ok. Era să pun praful de cop la gunoi. Nu, e clar că știm ce facem. Da, da, da. Am mai făcut asta. E cu subtitrare, că e în turcă. Serios, e în turcă. Bă, eu vorbesc degeaba, mă? Am făcut iaurt cu apă. Bine, trebuie pentru lime să tocăm un lime. 800, 960, nu? Un kil. Ce faci focul ăsta aici? Nu știu, să ne omoare. Se cade lupul. Am înțeles. Bine că bate vântul spre mâță, să n-am cum e pe ăsta. Ai luat humusul ăla? Așa. De beca. De beca. Deci mie mi-e groază cât a luat aici. Faci ăla la Libii până mâine. Da, mă, da. Deci ce pui în... Am pus năut. Ce ingrediente pui în... Boabe de năut. Da, bine. Așa. Pastă de susan, tahini, lime, usturoi și boia. Ia să vedem. Duce. Nu mai dat drumul. Mai pornit priza. Nu. Asta așa și aici așa. Oh. Oh. Băi. Sigur sare. Sare la pănuiește. Nu sare, mă. Hai, mă. Gata? Asta nu, e, na. Nu, mă, nu, trebuie... Păi zice curentul, nu ne bate în joc. Nu ne bate în joc. Ia uite aici ochiul, am pornit. Mare foc. Hai, mă, ți-ești gata să pun asta la încins? Păi, eu zic să încercăm cu cealaltă întâi. Ok. Zeama de la o jumătate de lămâie. Bine, e lime asta, mi-e bine. Asta am apă. Eu v-am zis că e mai rentabil să comandăm, dar voi nu? Noi nu, a? Amestecăm un pic tahiniu. Ia uite, bă, s-a schimbat vântul, vine fumul spre mine. Fu. Ce faci? Ce faci? Deci... Băi, băiatule! Mai pune un niște praf. E prea udă. Ai pus prea multă apă, ce? Nu se mai usucă. Te să se uscat. Merge la magazin să luăm pâine. Hai, mă, că-l facem noi cumva. Având în vedere calitatea foarte lipicioasă a luatului. Hai, mă, că o facem noi. Nu e panică. Mie că mă duc aici la grătarul ăsta și iau 25 de mici. Tap, tap pentru Paul. Nu, mă, eu mă urc în mașină și mă duc să iau făină. Și dacă tot te duci? Ia și eu castoletul de mici. Să mâncăm ceva, că din asta nu mâncăm. Cum, mă, Dana nu e mic? Aia nu trebuie gătită nimic. Da, e mic, corect. Mâncăm mici de ea, da. Ia muștar. Ham, știam ce-i gata aici. Era miște că te-ai dus. Gata, mă, m-am întors. Băi, asta face ceva, mă? Nu știu, mamă. Îmi dai și mie o lipiuță? Poftim? Dai și mie o lipiuță aici. Păi n-am cum să-ți spun. Ia și pune. Cum adică eu să iau? Păi da. Îți dai și mie în cap, Paule. Hop! Ceva nu... Am vorbit cu tine, ții. Da, mă, da. Cred că s-a tăiat humus. Da, mă, s-a tăiat. Dar ce-i, mă, maioneză? Miroase? Bă, miroase bine, nu fi prost, miroase bine, nu arată bine, dar... Vezi că e... Port. Ia vezi, mă, ia vezi, mă. Ce-i pancake? Ce nu se face asta niciodată, mă? Gata, bagă acolo, că se face acum. Oricum, oricum a luat Marius, mă, când așa punem și... Punem și facem. A început ăsta să miroase ars. Ia mâna.
Vezi că, hai, eu mai adun lipie de asta, ce fac? Nio! Mai bine făceam grătar, băi. Ce? Am pus la pasta de aia de susan. Foarte bine, mi-am plăcut. Mamă, cum le tai. Nu, nu, tu mai încerci o dată, dăm și mie un lime. Dăm și mie un lime, te rog. Sigur. Ia. Yeah. Dai mi și mie. Când a fost ultima oară? Da. Să fiu sincer cu tine, e prima oară acum. Hai mă, mai trebuie? Da, am venit cu făină. Da mă, dar mai trebuie, nu e ok când e lipicioasă. Unde e cuțitul? Deci o să am adane prăjite în suc propriu și adane la plită. Înțelegi? Am prăjite în suc propriu și la plită. Două rețete separate. Prima oară când am gătit, grătarul e gătit. Grătarul nu e gătit? Nu știu, habar, nu cred că am gătit vreodată. Ce să, poate am făcut vreun oc, așa ceva. Ăla e gătit? Ocul e gătit? Da, asta a fost partea de gătit. Am gătit humus, lipii, după cum ați văzut, și adana. O să urmeze în episodul 2 și partea de degustat și discuția de la foc. Dacă vi s-a părut tare sau aveți idei de gătit la camping, puteți să ne lăsați în comentarii să mai facem, să venim cu rețete, veniți și voi cu rețete în comentarii, vedem ce mănâncă lumea în deplasare, așa, în natură. Să facem niște episoade noi de discuții la foc, să vedem când aprindem și focul și încep și discuțiile. O să facem o discuție liberă, așa, de tip podcast, în care eu o să vorbesc cel mai mult. Nu-mi doresc asta, dar asta o să se întâmple. Povestim întâmplări din viețile noastre, amuzante sau mai puțin amuzante, poate chiar unele și utile. Ce faci, mă? Arată bine, da, și mie, da. Utile și folositoare pentru voi, că na, învățați din experiențele noastre, mai puțin Paul și cu Cabral, care nu vor în nicio formă. Ele vor pale lor. Nu avem Jeep sau ce? Nu, Doamne ferește. Mă arată ce face Filip acolo. Da, cine vrea să încerce? Are cineva vreo poveste pe buze? Nu mă, hai să... De Paul. Stai mă, să ne zică oamenii de gătit. Ce să ne zică oamenii? De gătit. Aștept să văd ce notă dă cine a luat. Stai că mă bag eu al doilea. Ce e lipia asta mare aici? Mâța cu pita sau Paul cu humus? Bă, nu-i corect. Nu e, mă, nu. Ce nu-i corect? Nu, mă, că trebuie să se mănânce împreună cele două chestii. Da, mă, nu. E bun, mă, la foamea asta n-am mâncat nimic, ai zis, de bun. Mai contează, e bun, e rău. Vreau ceva pâine. Da. Că ăla nu e humus, da? Nu mai pune atât, da. Lasă-mă, pune acolo, pune. Și oameni, bă. Dar zic că doar v-ați plimbat pe ruta aia sau și pe v-ați înscris la... Nu, am luat start, am trecut pe podiumul ăla, am avut roadbook, tot drumul a dus și l-am întors, a fost freelancer, pe unde am luat-o până altă parte, am făcut o buclă așa în sus. Eu din ce citisem, majoritatea, bine, cine își luau mașinile la 200 de euro, le lăsau acolo, efectiv. Da, da. Păi ce să mai faci cu ele? Am un program de donare, ok. Ce să mai faci cu ele? E avionul și vii tu acasă ca om. Nu mai fusesem niciodată până atunci în niște țări, să zic așa, de genul ăsta. Când am trecut la Galați, am pupat pământul și am văzut lumină în oraș la orice oră. Acolo după nouă nu mai era lumină în oraș, da? Bă, în oraș unde era plin de lume pe stradă care traversau pe treceri de pietoni. Haos, scutere, te doare cap. Mișto așa ca experiență, aș mai merge oricând. Poate o să mai ajung, dar marfă, n-am ce să zic, foarte. Nu, e pe partea asta, până în Georgia. Georgia, Armenia, da, se poate, adică e mult mai... partea asta și pe lângă cum ajunge acolo, partea asta cu Rusia, tot ce vedem noi pe net cu Russian test, crashes, bla bla bla, bă, nu există așa ceva, da? Adică alea sunt exclusiv niște particularități care apar pe internet. Eu n-am văzut, am mers, am traversat așa Rusia dintr-un capăt în altul
și nu am văzut nimic. O singură dată ne-a oprit poliția să ne roage să fim martori, să ia permisul unul că ne-a depășit pe noi pe linie continuă. Acolo era depășești pe linie continuă, 500 de echivalentul, 500 de dolari amenda și îți lua permisul pe loc. Gata, mă, dăm stop? Da, dăm stop, da. Păi faci tu outro? Acum vin să fac outro. Hai, dă-te mâță la o parte. Da, hai, dar alea pe noi. Frontale și că drujba să tăiem din alea mai groase. Nu, no, nu, că nu ești în focus. Cum să nu? Nu ești în focus, trebuie să dea mâță la o parte să vină. Hai, mă, să-i aprind un pic. Boc, nu ești în focus. Nu ești în focus. Nu ești în focus. Pe camera aia de acolo ești. Da, din mijloc, da, am și da. Ai făcut frumos. N-am vrut. Ui, dă ochii, nu mai pun. N-am vrut. Da, ăsta a fost episodul. Discuția, îi mai antrenăm pe băieți. Nu mai văd, nu mai văd nimic. Ui, dă.